Bine v-am găsit, boys. Dați like acolo, subscribe, bă, dă Păi stai că dăm acum subscribe, aici. aplica direct, bubu, eu. Fam, Eric Sef, cine vrea, hați, invitație să vă Puțin cam întârziată reacția asta, sincer. Bă, Acum deci tu 19 minute. abonează-te alea, trăiți, ar că ne facem de râs pe YouTube românesc. Dă-i like așa frumos, dă-i comentariu, cea mai tare piesă, alea. Producția beat-urilor și beat-urile în sine de la soundtrack e originală. Băi, ne simțim. Genială. Bun, stai puțin, nu-i da drum, nu-i da drum. Eu am observat așa de la Berechet. El e cam singurul om din industrie, să zic așa, care face mereu, are un stil al lui, mă înțelegi, are, e ceva diferit, e ceva, are sosul ăla, ce zic, dai play. A. Militia? Cât timp văd durme, n-am pierdut haita, aud arme, am shotgun, mușca, un pitbull, sângeros, castra. Cât timp văd durme, n-am pierdut haita, aud arme, am shotgun. Bă, sincer, până acum melodia asta nu-i pe stilul lui. Bă, păi fii atent, exact ce ți-am zis eu, el scoate mereu stiluri diferite, gen, are un stil diferit. Înțelegi? El până acum cam scutea de astea așa, mai de dragoste, mai pase, știi, asta e pe băiețeală. Pe... Da, da, nu știu, mie îmi place maxim, bă, nu știu, stilurile astea, nu zici că îl definesc pe el, zici de un... Uite, aici deja o dă în Spăitor 2 sau cum era melodia. Deja o dă în Dani Mocanu cu Cainly, știi ce zic? Cu Abby atunci. Aveam mă gâcapa o melodie cu None, exact așa. Bă, e fix secvența cu Dani Mocanu și Abby, ești nebun, de era Dani Mocanu cu Cainly. Faci regulile cu un pistol, gârgeau par la dormitor. Lume care a pierdut tot cu mafia, noi joci la noroc. Te te-ai băgat și te-ai riscat, ai pariat, te-ai iat. Nu-i secvență de un film? Ba da, păi cred că e melodie, ia oprește. Da. Cred că e melodie gen pentru un film. Da. Gen. N-au semnal, au multe fețe, zici că sunt la carnaval. Gloanțe, mă feresc, rafală de focuri, tot ce poți să vezi, vezi. Stop. Bravo, de 10 ori, bravo, încă o chestie care e numărul 1, mai dai puțin acolo, sau gloanțele alea exact pe beat cum a picat și cu tot cu voce, gen. Gloanțe, mă feresc, rafală de focuri, tot ce poți să vezi, vezi. Numărul 1, ești nebun. Numărul 1, pe bune. Da, mă, da. Bă, e filmul ăsta, mă, cel mai probabil cu ăștia, știi? Piele de găină. Moară, bine. Piele de găină, adevărat. Ca un pitbull sângeros ca strada. Ce criminal se ascunde după o mască? Mafia el capul, mamele rămân să vadă ce au crescut și ce a ajuns să facă. Le doare sufletul când văd cât poate să piardă. Gustul de faimă e și dulce, e și amar. Am câștigat la joc, n-am de ce să mai joc. Iar ca mătăluneta prinsă pe adversar. Coboară 10 inci dintr-un Rolls Royce. Făceam sume cântam, n-am dat în cap când alții o făceau. I-am ajutat deși ei mă răneau, ca un câine flămând el tot răneau. Am uitat cum e să te mai uiți înapoi, am uitat cum e să mai ai nevoi. Nu-s controlat de idei sau foi, voi sunteți controlați de noi. Cât timp văd durme, n-am pierdut haita, aud arme, am shotgun, mușca, un pitbull, sângeros ca strac. Cât timp văd durme, n-am pierdut haita, aud arme, am shotgun, mușca, un pitbull, sângeros ca strac. Da. Bă, nu știu, mă, eu, asta e, bă, ce faci, mă, mâncați? Alăture-te, alea. Bă, deci, mie mi se pare că Berechet e omul ăla care lansează mereu piese, gen, dar fiecare piesă, adică nu, cum să zic eu, fiecare piesă se diferențiază de cealaltă, înțelegeți? E mereu pe alt stil și în sensul bun, gen, adică mereu poate să te surprindă, știi? Nu e ca unul care scoate mereu pe același stil, doar că schimbă versurile. El schimbă tot și linia melodică și tot ce vrei, înțelegi? Asta e părerea mea, gen. Mi se pare că mereu o dă diferite, știi, bun? Dar în sensul bun. Îți dai seama că automat unii care și-au format un stil, adică cum ar fi MGK cu să cânte muzică de dragoste, că nu merge. Ba da, a cântat. Ba da, are. Da, chestia e că MGK parcă când o dă mereu cam la fel.
Uite-te puțin la Berechi, la toate melodiile lui, să vezi că nu prea seamănă una cu alta, gen. Nu știu cum face, schimbăm, nu înțeleg ce face, gen. De e numărul unu, gen. Nu gen, adică, asta e părerea mea. Nu știu, gen, chiar mi se pare că o dă mereu diferit. De ce azi asta? Ce notă îi dai dacă o asculti mașină sau nu? Îi dau 9. 9, pentru că îmi place și basul și tot ce vrei, gen. Și cu model acolo, mai ales acolo la faza aia cu gloanțele tu, saturate, gen. Am închis calculatorul, gen. Hai, apoi și-o pe butonul acolo să-l închide. Ce notă îi dai? 8. Cât mă? 8. Ah, deci ai ascultat-o în mașină? Da. Yeah. Nu am ascultat-o, a pus-o din des când ne întorceam de la sală, dar nu am fost atent la ea, gen. A, și acum ai fost cum ar... Nu știam ce melodie gen. Ai crezut că e salam pe spate, Sabore? Bă. Da, deci mie chiar îmi place melodia asta, sincer. Nu mă așteptam vere să o dea așa, gen. A dat-o așa agresiv și chill și, nu știu, frumos. Mai ales la faza aia cu gloanțele s-a pus top, gen, niște bun. Așa, nu știu, gen, la melodie nouă. La videoclip, nu știu ce notă asta îi dau. Cred că îi dau un 9, gen. La un... Adică, colțul blocului nu e mai... Bă, ce, da mă, vere, dar gândește-te că a fost... La bloc aici, adică e decât o singură dată. Bă, care, că uite, au fost și mai multe. Și cu secvențe din film, și cu secvențe din film și vestimentații și cu câinele ăsta, gen așa, per total, cu mașina aia, gen, știi, așa. Nu știu, eu îi dau 9 videoclip, 9 melodie, știi? Da, îi dau 9 la videoclip pentru că... Nu prea sunt, adică uite, sunt foarte multe cadre de aici, din zona asta, cu blocul ăsta, știi? Deci, nu e... hai să facem media, 8 cu 9... Media, adică liceu? Să bă, râf. Deci, 8 cu 9, 8, 8 păi, cu stai, 9, mă, 17 împărțit tu cât la ai, 2... Tu cât ai dat, mă? 5. Cât ai dat? 8. 8 la ce, să bă, râf. La amândouă. 8 la amândouă, păi și tu ai dat 8 la amândouă, eu am dat 9 la amândouă, adică e 1,5, direct, ce mai stai să socotești? Da. Adică 1,5 rotunjit 9. Bine, tu, berechet. Notă. Notă finală 9. Notă finală 1,5, scrieți. Notă finală. De treci. Mamă, dar vezi că are cam puține vizualizări. Pentru ce bomba a lansat? Păi da, vreo, dar are 85 de abonați. Cred că nici nu știe mulți. Da, și am înțeles că are și vreo 24 de ani, gen. Nu știu dacă mănâncă. Hai că moși, ești nebun. Păi și la, bă, păi și la 30 de ani ce mai ești? Fosilă? Dă timp, fobi. Da, cam atât la bui și cu episodul ăsta. Da, dacă mai vreți să reacționăm, că o să vină Mgkapa cu albume, cu alea, nebunie Rupere, mare. Da, da, date acolo like, subscribe. Bine, boys. Mă înțelegeți? Altare la toată lumea, la toți. Hai, toată zi bună, seară bună să aveți, dimineața bună. Un măcenice moldovenesc, ha, pa, pa. Pa, pa, pa.